570 140 kg. De? 140 kg. Între este voi iubi, și că lumea ce n-ar zice, eu tot una. La acest frumos proiect împreună cu partenerii noștri de la Asociația Obștească Casmed, ca în final să avem o piață bine amenajată. Un element tradițional al culturii rurale este nu doar unde se vinde și cumpără, dar unde se face schimb de informații, idei, comentarii, apar și se formează grupuri pentru a iniția sau a atrage atenția asupra problemelor care persistă. Pentru mai multe detalii, dar și pentru deschiderea oficială a sărbătorii, invit primara satului Cobâlea, doamna Ababi Angela. Mulțumesc mult și permiteți-mi ca să invit aici alături de mine pe doamna Nina Bândiu, care este reprezentantul Asociației Obștești Casmed și este partenerul nostru de încredere în implementarea proiectelor sociale din satul Cobâlea. Și mă bucur astăzi să-l avem aici pe domnul Andrean Buga, care la fel este reprezentantul Asociației Obștești Casmed și la fel este prezent alături de noi, administrația publică locală, dar și de cetățenii satului Cobâlea. Și în acest context vreau să vă zic astăzi că îl salut frumos pe domnul Sofronie, care este astăzi aici cu noi și este reprezentantul televiziunii locale Șoldănești. Bună dimineața și bine v-am găsit, stimați locuitori ai satului Cobâlea, oaspeți, invitați, prieteni, vânzători și cumpărători. Solicit astăzi și vreau ca să vină alături de noi și doamna Claudia Tacu, pentru că este gazda acestui eveniment și vreau să o aplaudați pentru faptul că a acceptat să ne permită ca pe gospodăria sa să ne implicăm noi, administrația publică locală. Mă bucur să am alături azi ansamblul de fluieriste care este alături de noi. Mă bucur să văd astăzi grupul de inițiative al satului Cobâlea, ambasadorii satului Cobâlea și nu în ultimul rând pe dumneavoastră, dragi cetățeni ai satului Cobâlea, pentru care de fapt noi, administrația publică locală, împreună cu Consiliul Local, împreună cu voluntarii satului Cobâlea, încercăm să facem condiții mai moderne. Satul Cobâlea a mai făcut un pas spre modernizare. Și cu mare bucurie, împreună cu dumneavoastră, suntem astăzi pentru a sărbători finalizarea unui proiect care se numește Seniorii Activi Contribuie la Modernizarea Localității, în cadrul căruia noi am reușit ca să amenajăm acest local, această piață, care ne oferă condiții atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători. Ne bucură sufletul și ochii să vedem finalizat acest lucru, pentru că, de fapt, administrația publică locală, scopul nostru este de a crea condiții eficiente și a moderniza localitatea. Ce aici s-a făcut și ce vedeți dumneavoastră astăzi s-au făcut în special pentru locuitorii satului Cobâlea, dar în special pentru generația vârstnică care
nu prea are posibilități ca să meargă de fiecare dată în centre raionale, în piețele mai mari și astfel, conlucrând cu Asociația Obștească Casmed, care, cum am zis, este partenerul nostru de încredere și în implementarea proiectelor sociale, am hotărât ca anul acesta să ne axăm anume pe această problemă, pentru că anterior noi, împreună cu dumnealor, am modernizat parcul de lângă centrul comunitar și următorul pas pe care am hotărât ca să-l implementăm a fost anume modernizarea pieței locale. În acest proiect noi avem parteneri, după cum am zis, Asociația Obștească Casmed, avem parteneri Asociația Obștească Belagetica, Primăria Cobâlea, care și finanțarea a fost din partea Crucii Roșii din Elveția, dar și cu suportul administrației publice locale și nu în ultimul rând cu suportul oamenilor din localitate care au pus umăr la umăr și am încercat să reușim ceva. Și am văzut că se poate, am văzut că se reușește, pentru că în satul Cobâlea totuși oamenii nu sunt indiferenți. Bună ziua! Bună ziua! Fiți bineveniți, Părintele Igor și Părintele Boris! Și vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în această activitate, celor care au muncit, celor care au mers alături și au dat un sfat bun, celor care au venit cu gânduri bune și tuturor dumneavoastră, celor care vă este, sigur, cred eu, comod ca să vizitați această piață. Cu ocazia implementării acestui proiect, noi, Asociația Obștească Belagetica, împreună cu Administrația Publică Locală, am editat și un ziar local în care am arătat ultimele noastre realizări pe parcursul anului acesta, anul 2019, și dumneavoastră, răsfăind acest ziar, veți vedea realizările. Vreau să menționez aici unele din cele mai mari realizări care am putut să le facem, a fost gazificarea centrului comunitar cu susținerea Consiliului Raional Șoldănești, care ne-a costat peste 700.000 lei. Am putut ca să reparăm aproximativ 3.000 de metri pătrați de drum finanțat din fondul rutier al Republicii Moldova, care a costat aproximativ 300.000 lei. Astăzi avem în implementare proiectul de la gimnaziu cu construcția unui stadion cu înveliș artificial, care acum se fac lucrările. Astăzi avem lucrări de reparație și construcții a canalizării de la gimnaziu Cobâlea. Noi avem reparat podul care duce la Iaz, podul de lângă Serafim Bahnă. Astăzi, cu suportul familiei Cemârtan, și anume vreau să menționez băștinașul nostru Vladimir Cemârtan, care a contribuit financiar și nu numai, dar și cu lucrări, undeva având și suportul nostru a izvorului, care este aici mai la vale de Ion Cemârtan, și vreau să aduc sincere mulțumiri familiei Cemârtan care s-au implicat și au făcut acolo lumină și au făcut un colțișor frumos în care noi putem ca să ne odihnim, putem ca să bem apă rece și să ne bucurăm de natura frumoasă din jur. Stimați locuitori a satului Cobâlea, permiteți-mi să vă felicit cu deschiderea acestei frumoase pieți. Și încă o dată vreau să mulțumesc familiei Tacu, întreprinderii individuale Tacu Claudia, pentru implicare, pentru susținere, pentru accept, pentru găzduire din această zi și cu suportul dumneavoastră, adică prin aplauze, permiteți-i ca să înmânez o diplomă pentru implicare comunitară. Vreau să zic că suportul familiei Tacu a fost unul considerabil în implementarea acestui proiect și vreau să doresc ca în continuare, doamna Tacu, veniți să vă împlinim diploma pentru că oamenii aplaudă și vă mulțumesc. Diana Tacu la fel s-a implicat mult. Noi vă mulțumim mult. Deci, pentru implicare comunitară, activism civic și bune practici în promovarea imaginii satului Cobâlea.
să urmeze și alte surprize pentru dumneavoastră, pentru că acum în implementare în satul Cobâlea avem proiectul ambasadorii comunitari care au fost instruiți în mod special în mobilizare comunitară, dar care o să vorbesc mai apoi. Și vreau astăzi să zic că așa cum când construim o casă, așa cum când facem reparații într-o casă, așa cum noi creștinii avem o tradiție de a sfinți locul acolo unde intrăm, acolo unde trăim, acolo unde activăm. Și cu permisiunea dumneavoastră, permiteți-mi să salut azi preotul Igor și preotul Boris, care ne va oficializa sfințirea acestei pieți, ca într-un continuare să fie cu bun augur, cu bun început și să fie productivă atât pentru cumpărători cât și pentru vânzători. O să urmeze în continuare și alte surprize pentru dumneavoastră, iar acum vă mulțumesc și vă îndemnăm ca să fiți alături de noi până la sfârșitul acestei activități preconizate pentru data de 5 august, deschiderea pieței din satul Cobâlea. Vă mulțumesc!